De exemplu, Da? copilul meu, mai nou, s-a împrietenit cu niște rapidiști din zonă, din Popești, și merge la meciuri și vă dați seama cum mă simt eu când am văzut, m-am simțit când dai cu... Bun venit în familia rapidului! De-aia era cu fularul Scriu, roșu aruncă, albastru. să-mi dai adresa, să-ți trimit fular, tricou, tot ce trebuie. Să-i dai la băiat. Robert, ascultă-mă puțin. Acum, până au spus, n-am spus-o de multe ori. Tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, a fost rapidist. Eu am copilărit pe Giulești, mergând fiecare sâmbătă pe stadionul vechi, mă lua de mână și mergeam și vedeam echipa în Liga a doua, foarte multă perioadă, o perioadă foarte lungă, după aceea în Liga întâi, așa că eu cred că sunt pe rapid dinaintea ta, dragul meu, ca să vezi. Bravo, Aoleu, bravo, bravo! ai niște globule roșii, globule vișinii Să vezi acolo. ce breaking news Asta e chiar acolo. breaking Să-mi news, da. spui măsura la băiat, să-i Da. facem un tricou personalizat, să Și trimitem să aibă pentru meciurile Rapidului, te rog. să-ți mai spun ceva, cred că s-ar putea să fie în premieră, nu știu dacă am mai spus, eu o noapte am fost la Rapid, înainte să plec la CSKA Sofia. Eu povestea asta o știu, dar te-am lăsat pe tine să o divulgi. Mulțumesc! Când s-a întâmplat, Florentin? Înainte să plec la CSKA Sofia, a fost o nebunie de asta de moment, când atât FCSB-ului Neapiții, cât și Rapidul domnului Copos, cred că Răzvan era atunci antrenor, cu Dinu Vamă președinte, am stat de vorbă, o noapte am fost la Rapid, ne-am înțeles cu toate cele, dar s-a prins repede Cristi Borcea de toată combinația și a doua zi m-a sunat Nea Victor Becale și a zis, zice, gata, nu mergem în România că nu ți-e bine. Zice, las că mergem în Bulgaria, la Sofia. Ah, ok, am zis mai bine, din toate punctele de vedere, atât ale mele cât și ale clubului pe care îl Hey, apăram. vezi, dacă se făcea mutarea aceea, acum vorbeam despre Florentin Petre șanse la titlu, nu despre Florentin Da. Petre șanse la retrogradare. Lasă că o să vorbim la anul despre Florentin Petre, că Dinamo va avea șanse la titlu, da? Ah. O să vedeți. Alo? Ești acolo? Îți merge bine laptopul? E ok laptopul, totul e sub Bine, mai control? vorbim. Stai să Nu. rămână în Liga 1. Hai ca Să să mai rămână în glumim Nu un stai pic. să rămână. Am Am convenit că va rămâne acum. Am Nu, asta e să convenit, va rămână. rămâne. Las-o așa. Ca să glumim un pic, nu ne-ai spus și în ce ligă să vină titlul ăsta. La, nicio ligă, în Liga a doua nu se pune. Dinamo niciodată nu va avea un titlu câștigat într-o ligă inferioară decât Liga 1. Acolo a fost obișnuită. Clubul ăsta a fost atâția ani în Europa cu rezultate extraordinar de mari. Pentru Dinamo numai așa putem să vorbim. Să se bată la titlul Liga 1. Da, adică ești în trend, că și anul trecut când am fost în Liga a doua, n-au câștigat Liga a Da, doua, au au fost, promovat, au, da. au promovat la baraj, deci n-au reușit să fie Peru, campioni și în Poliaș Liga a a doua. câștigat anul trecut, Da, nu? n-au reușit Poliaș să a fie Dinamo câștigat. campioni în Liga a doua. Dar apropo, că ai povestit, după ce te-a dus tata ta timp pe Giulești, de ce ai ajuns la Dinamo? Păi, am ajuns la Dinamo în 88, când mama a venit acasă cu un ziar și a zis că este o selecție la Victoria București. Prima dată am fost în partea cealaltă, la două terenuri de stadionul central. Am jucat la Victoria din 88 până în 89 în Revoluție. La Revoluție, când s-au schimbat toate lucrurile în bine pentru noi. Și a venit Ionuț Chirilă, m-a luat de mână. Bine, eu mergeam cu tata la meciuri, nu era o problemă asta. Haideți să vă spun, tata era rapidist, mă ducea pe Giulești, vărul meu stătea în Rahova, atunci Steaua era juca în Liga Campionilor, Liga cu Neapiții, cu toți cei cu Lăcă. Mai mergeam și pe acolo, că na, era fotbal. Trebuia să văd, jucau la un nivel extraordinar de mare. Bine, copil fiind, nu prea realizam eu foarte multe lucruri, dar vedeam spectacol, îmi plăcea fotbal și mă antrenam pe Dinamo. Până la urmă am ales cu sufletul, am rămas la Dinamo și uite că am realizat niște lucruri extraordinare acolo cu titluri câștigate și o carieră extraordinar de frumoasă.